În majoritatea timpului nu știm ce se întâmplă în mintea și trupul nostru. Simțim, gândim și facem lucruri de care nu suntem cu adevărat conștienți. Mintea unui om obișnuit generează zilnic între 12.000 și 60.000 de gânduri, dintre care 85% au un conținut negativ, 90% dintre acestea nu vor deveni niciodată realitate, iar 95% sunt gânduri care se repetă. De aceea, specialiștii ne recomandă să practicăm starea de mindfulness. Primul pas este concentrarea atenției asupra momentului prezent. Pasul 2 înseamnă să urmărim circuitul aerului prin trup. Pasul 3, să ne observăm cu deschidere și curiozitate gândurile și emoțiile. Iar ultimul pas presupune să ne îndreptăm atenția către diferitele părți ale corpului. Începe primele exerciții de mindfulness stând fie pe scaun cu spatele drept, fie întins pe paturi pe covor, fie într-o postură de meditație. Închide ochii și asigură-te în prealabil că ai dus telefonul într-o altă încăpere și că nu te va deranja nimeni până la final.